Florin Iordachis sfidează sesizarea Comisiei de la Venecia privind modificarea legilor justiciei. Comisia nu poate fi peste deciziile CCR. Presubliniere din telecomisiei speciale care a modificat legile justiciei, Florin Iordache, a declarat joi pentru News. Roce nu are ce se contate Comisia de la Venecia referitor la legile justiciei, deoarece nu poate fi peste deciziile Curții Constituționale subliniere demersul PNL de a cere Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, APCE, aprobarea sesizării Comisiei în demers politicianist, exportat în afara României. Comisia de la Venecia ce se constate? Comisia de la Venecia nu poate fi peste deciziile Curții Constituționale. Comisia de la Venecia nu va constata decât ce aceste modificări, pe care CCR s-a pronunțat de două ori, sunt constituționale. E un demers politicianist pe care cei de la PNL l-au exportat în afara României, în condițiile în care au văzut ce nu au nicio subliniere ANS în România, a spus Florin Iordache pentru News.ro. De asemenea, el spune ce nu poate fi Comisia de la Venecia peste Parlament sublinierei peste legislație sublinierei va constata doar ce modificările sunt constituționale, legale sublinierei normale. Comisia poate fi peste Parlament sublinierei peste legislație. Repet, Comisia de la Venecia nu poate decât să constate ce acele modificări sunt constituționale, legale, normale. Nu poate să constate altceva. Sublinierei CCR a decis în cele trei decizii ce modificările care sunt în concordanță cu deciziile Comisiei de la Venecia, nu poate veni Comisia să legifereze peste CCR, a mai spus el. Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, APCE, a aprobat joi solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venecia privind modificarea legilor justiciei. Liberalii susțin că parcursul legilor va fi trebuit să subliniere TPT, iar Curtea Constituțională, de asemenea, va trebui să țin cont de opinia Comisiei.